Nici nu este greu de ghicit de ce conducerea muzeului Lucian Grigorescu s-a văzut nevoită să procedeze astfel. De ani bun de zile, Lăcașul de Cultură nu beneficiază de sistem de încălzire și asta în ciuda numeroaselor sesizări. De-a lungul anilor nu s-a investit deloc în reabilitarea acoperișului, motiv pentru care în prezent clădirea este serios afectată de ploi. Consiliul Județean Constanța a decis că acest muzeu este nerentabil, în sensul că numărul de vizitatori din timpul anului au fost nesemnificativ în raport cu cheltuielile pe care întreținerea muzeului o presupunea și în același timp condițiile din muzeu s-au tot deteriorat pentru că de fapt Consiliul Județean n-a investit niciodată de la preluare și până în prezent în acest muzeu. Edificiul construit în 1975 beneficiază de o arhitectură aparte. Singurul motiv pentru care a ajuns în starea actuală este cel mai probabil lipsa de interes a autorităților față de cultură. Păi a fost desfințat pentru că el n-a avut niciodată personalitate juridică și patrimoniu propriu și pentru că acele clădiri s-a deteriorat acoperișul. Am încercat să găsim bani pentru facerea acoperișului, era o operație foarte costisitoare și pentru că nu au existat bani, nu puteam să las lucrările să se degradeze, că se putea să plouă prin acoperișul respectiv. Deci n-a existat interes, nimeni nu era interesat de acel muzeu. Este exponată de acelui muzeu, la noi l-am învățat, pe diria că s-a secția muzeului nostru, fără patrimoniu propriu. Pentru întreținerea unui astfel de obiectiv, Consiliul Județean Constanța nu a găsit bani și nici oportunități de reabilitare pe alte fonduri. Deoarece Muzeul de Artă Lucian Grigorescu din Medgidia nu are patrimoniu, lucrările aparținând Muzeului de Artă Constanța, iar încasările acestei secții sunt de aproximativ 1000 de lei pe an, nejustificând plata celor 5 angajați și a cheltuielilor de întreținere, propun desființarea acestui muzeu. Se menționează în expunerea de motive atașată la proiectul de hotărâre și semnată de către președintele CJC Nicușor Constantinescu, posibilitatea de a suporta din bugetul local cheltuielile pentru o eventuală reabilitare a clădirii nici nu încape în discuție. Consiliul Județean a decis închiderea acestui muzeu, cel puțin pentru autoritățile locale părea o închidere temporară până la remedierea problemelor pe care clădirea muzeului le are, respectiv repararea acoperișului, înlocuirea instalației vechi de încălzire și cu una nouă, unele igienizări, înlocuirea tâmplăriei din clădirii cu alta care să asigure siguranță, montarea unui sistem antiefracție. Toate acestea însă țin de proprietar și proprietarul este Consiliul Județean Constanța. Deși demersurile noastre către Consiliul Județean au fost de îmbunătățirea condițiilor în prima fază sau eventual decedarea acestei clădiri către administrația locală, către primăria Medgidia, care să realizeze un proiect european de îmbunătățire a condițiilor și astfel muzeul să redevină ceea ce este, respectiv o unitate culturală care adăpostește opere de artă, Consiliul Județean n-a închesat la această propunere a administrației locale. Bugetul Muzeului de Artă din Constanța abia dacă acoperă cheltuielile pentru anul în curs. Nici în anii trecuți, instituția nu s-a putut lăuda cu fonduri prea generoase. Interesant este ce soartă va avea această clădire din centrul municipiului Medgidia. Aici elevii din localitate se inițiau în tainele frumosului și își expuneau de multe ori lucrările în încăperile primitoare ale Muzeului Lucian Grigorescu. Nu trebuie uitat nici faptul că în fiecare vară Medgidia este gazda unei ample manifestări în domeniu. Tabăra internațională de pictură Lucian Grigorescu, la care participă an de an personalități ale vieții culturale. Lucian Grigorescu este cu siguranță unul dintre cei mai mari pictori pe care am avut noi vreodată. Cred că merită numele. Cred că tabăra aceasta își merită numele. Ar fi foarte bine dacă ar fi posibil să se găsească finanțare pentru amenajarea unui muzeu, fie în clădirea fostului muzeu, fie într-o altă clădire. Cred că Medgidia aduce lipsă de un centru cultural în care să se întâmple mai multe activități. Dacă muzeul acesta, până la urmă, domnul primar va reuși să facă, redeschidă acest muzeu, va fi un lucru absolut senzațional, mai cu seamă că este un pictor deosebit de important, despre care se știu și nu prea se știu de ajuns. Și ca o ultimă remarcă, merită amintit un amănunt poate nesemnificativ pentru unii. Lucian Grigorescu, pictor român post-impresionist, s-a născut pe 1 februarie 1894 la Medgidia.